Domnule prefect, doamnelor și domnilor, stimați participanți, sărbătorim astăzi Ziua Națională a României. Este ziua în care avem prilejul să celebrăm desăvârșirea unei pagini a istoriei românești, cea a Marii Uniri de la 1918 și totodată memoria celor care au încurunat acest ideal care devenise necesitate. Acela că orice națiune trebuie să coexiste într-o uniune, într-un stat național, refăcut din punct de vedere al integrității instituționale și teritoriale. Cu acest prilej, autoritățile publice, în colaborare cu garnizoana Slatina, au organizat o ceremonie militară și religioasă, care se va finaliza cu defilarea efectivelor și tehnicii instituțiilor participante la eveniment. În deschiderea ceremoniei, un sobor de preoți, condus de preasfințitul părinte Sebastian, episcop al Slatinii și Romanaților, va oficia un serviciu religios. Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. 11 este o sărbătoare care, în egală măsură, onorează faptele înaintașilor noștri și obligă prezentul. La aproape un secol de la Marea Unire, România puternică și prosperă, casă primitoare pentru toți cetățenii săi, își așteaptă încă desăvârșirea. Apropiată marcarea a Marii Uniri, trebuie să se constituie într-un puternic simbol pentru desăvârșirea modernizării țării. Într-o lume aflată în plină schimbare, mai mult ca niciodată, România trebuie să fie ancorată puternic în temeiurile sale democratice, în valorile sale moderne și idealurile sale de libertate. Un secol de la Marea Unire trebuie să găsească România mai bine pregătită din toate punctele de vedere, cu o economie mai puternică, o infrastructură mai dezvoltată, cu mai multe spitale moderne, cu școli mai bune, cu o știință mai avansată. Nici o ceremonie închinată eroilor care au făcut România mare, oricât de grandioasă ar fi ea, nu le poate onora memoria, așa cum o face o țară prosperă și o societate convinsă de faptul că drumul pe care se află este cel bun. Astăzi, când România modernă împlinește 98 de ani de existență, este momentul în care celebrăm și realizările înaintașilor noștri și conștientizăm o dată în plus datoria morală de a lăsa urmașilor o societate mai prosperă, mai solidară și mai democratică, bazată pe valorile noastre comune care ne așează în rândul națiunilor europene. Vă chem să ne ridicăm împreună la înălțimea acestor datorii istorice. La mulți ani România, la mulți ani români! Dacian Cioloș, prim-ministru al Guvernului României. În continuare, îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Gabriel Stăvoianu, care ne va interpreta Noi suntem români! A sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății, tot românul veselește, România întinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici când veți stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici când veți stăpâni. Arde de-an copil de munte, ia ridică-ți ata frunte și de suflet de mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici când veți stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici din veți stăpâni. Moldoveanul și munteanu sunt frat bun cu Ardeleanu, trei români
fi de putere, căci românul veci nu piere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici când veci stăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem urmași, dai lui Trăia. La mulți ani, România! La mulți ani, România! Următoare etapă a ceremoniei de astăzi, Frontieră Old. Caracal, făcându-mi și tu mai într-o parte, veni să te filmezi pe tine. Centrul Național de Pregătire a Polițiștilor Slatina. Inspectoratul pentru situații de urgență Olt. Inspectoratul de jandar județean Olt. Urmează Serviciul Român de Informații. Serviciul de Telecomunicații Speciale Olt. Militară 99 de Veselu. Casa Județeană de Pensiuni. Sistemul de gospodărire a apelor Olt. Urmează Agenția Județeană a Finanțelor Publice Olt. Casa Corpului Didactic Olt. Urmează Direcția Agricolă Olt. Așa,
Agenția pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Olt. Să pădurești, mare de acolo, prin din spate. Toate baie mai în spate. Așa, mediu. Direcția Județeană pentru Cultură Olt. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt. Direcția Silvică Olt. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Direcția de Sănătate Publică Olt. Inspectoratul Școlar Județean Olt. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt. Partidul Social Democrat Olt. Urmează delegația Partidului Național Liberal Olt.
Așa, cum mă retrag. Urmează Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Olt. Urmează Partidul Mișcarea Populară Olt. Urmează Partidul România Unită, filiala Olt. Urmează Partidul Socialist Român. Urmează Partidul România Mare. MLNR România. Inspectoratul Județean de Jandarmerie și un pluton din cadrul Inspectoratului pentru Situații.
de patrulare cu militare în ținută de serviciu. Urmează speciala de intervenție cu militare în ținută specifică executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice. Drumul este încheiat de autospeciala de intervenție cu lucrători în ținută specifică, intervenții antiterorism și acțiuni speciale. Urmează autospeciale care aparțin inspectoratului pentru situații de urgență Matei Bacarava, județului Iol. Autospeciala de primă intervenție și comandă, urmată de autospeciala de intervenție în zone greu accesibile. Ambulanța, serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare. Autospeciala de transport personal și victime multiple. Și dați-vă să filmeze și din partea lor. Deci nu pot să vin niciodată. Nu pot să vin. De ce nu pot? Nu pot. Camera, o jumătate de metru, puțin mai spate, ca să aibă loc oameni să se... O să-mi pide ce vreunul pace să-l lovească. Nu.
Salut! Du-te și tragi cu ambulanta de acolo, că nu poate să fie la mea. La mese, da. Faceți cumva să mai gândiți.